Am ajuns acasă, așa că mi-au papucii ăștia simpatici pe care i-am achiziționat de la Sinsei și vreau să vă arăt ce am cumpărat de la Lidl. Așa că haideți să mergem acum în bucătărie repede. Mamă, au căzut unele după altele. Astea-s de aruncat. Și am cumpărat o franzelă albă. Mă gândeam să fac prăjită, un peștișor, clasicul meu peștișor, două de-astea de salată de vinete pe care o să le prepar aici cu voi, că vreau să pun maioneză și niște ceapă separat. Am cumpărat niște biscuiți digestivi de ăștia și trei sălămioare de biscuiței. Sunt foarte buni ăștia, chiar sunt bombiță, îmi plac maxim. Iar pe toate aceste produse am mai luat ceva și nu știu eu. Nu, n-am mai luat nimic, e doar punga. Am dat 25 de lei și 17 bani. Băi, mânca v-aș gura pe 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pe 8 produse 25 de lei, aoleo, păi asta să ne înțelegem, nu e mâncare pentru o săptămână. Da, mă duc să iau ceapă și maioneza, vreau să vă arăt că folosesc tot maioneza de la Lidl. Am tăiat ceapa, ceapa roșie este tăiată, am desfăcut aici și vinetele, iar aceasta este maioneza care mie îmi place foarte mult, inclusiv să fac o umplute cu ea. Le vom pune pe toate într-un bol, le amestecăm și vă arăt cum arată la final. Tam, tam. Cam așa se prezintă salata mea. Arată, wow, chiar arată super bine și am și gustat-o și e chiar super bună. Așa că astăzi oricum vă țin lângă mine să vedeți ce fac eu seara așa, după ce vin, uite, duminică de la job. A, și am spălat și pe jos, bineînțeles, pentru că sunt obsedată de covoare și de spălat pe jos. Și mă uitam la Casa Iubirii. Voiam să vă spun că m-am îndrăgostit de această apă. Alcalia, eu zic alcalina, nu mă întrebați de ce, dar eu zic alcalina. Am cumpărat una de la mine de la magazin și are un gust foarte fin de apă. Da, o să ziceți că sunt nebună. Ce apă are gust? Inodoră, incoloră, nu știu ce, fără gust, fără miros. Dar apa asta chiar este bună, cum de altfel îmi place și cea de la Aqua Carpatica. Nu este nicio reclamă. M-am dus la Cocoșul Roșu să cumpăr un box, pentru că acolo este 1,99 lei, iar la mine la magazin această apă este 3 lei. 3 lei. Și de ce să nu iau 1,99 lei? Da, băiețelul, mama. Bună. Bună, bă. Ui. Tararam, tam, tam, taram, tararam. Gata, vreau să mă și demachiez. Vreau să vă spun că m-am dat cu fondul de ten de la Huda. Stați că vin și arăt. Acesta pe care l-ați mai văzut la mine pe vlog. Și în continuare, cred că am această impresie despre el, că se ia foarte repede. Puteți observa și voi cât de... Uite, efectiv am apăsat. Despre ce vorbim? În condițiile în care, în perioada asta de iarnă, nu am deloc un ten uleios. Este un ten uscat. Da, mă rog. Mă rog, o să mă dau cu apa asta micelară, că mai am un pic, trebuie să consum și pe asta. Dar voiam să-mi zic aici doleanța despre acest fond de ten, care, din punctul meu de vedere, nu își merită banii. Cel de la Maybelline, chiar dacă este dupe sau cum se numește după el, acela cu capac alb, nu, ăla nu-mi pleacă de pe față, mai ales că este un fond de ten care a fost setat cu pudră. Adică înțelegeam dacă nu era setat cu pudră. Dar așa? Doamne, doamne! Stai să dau bine pe la cearcăne. Cam și niște coșuri. În zona frunții mele
Și mă enervează teribil și ele. A, ca să nu vă mai zic că această nuanță pe care o am de la Huda este foarte galbenă. Portocalie mai mult. Da. Nu o recomand nimănui, sincer. Norocul meu că sunt bronzată de la solar. Ca așa... Stați să-și demachiez și sprâncenele. Așa. Gata, mă vedeți din nou în splendoarea mea, fără make-up pe față, așa cum v-am obișnuit de altfel, de cele mai multe ori. Doar că acum nu am nici acel efect de smooth, pe care eu îl folosesc pentru claritate, din punctul meu de vedere, a camerei. Dar claritate ar fi asta inițial. Ia. Ne machiez bine aici, aici și aici și na, 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 na. Gata, cam așa se prezintă fața mea. Sunt de pe mână că m-am spălat de față cu cleanserul de la Aven. Și nu ați văzut voi, dar mi-am făcut laminare de sprâncene. Așa că acum cum le poziționez, inițial așa ar sta. Ia uitați-vă, sunt foarte amuzante cum stau ele așa, și-a făcut și Roxanica. Am filmat, doar că nu știu câtă claritate este în acel filmuleț și nu știu dacă să-l postez. În fine, hai să le dăm așa. Asta îmi place mult mai mult, asta apare puțin ciudată. Și vă vorbeam despre coșulețele astea și aici. Mă termină, să ne înțelegem. Nu știu de ce mi-au apărut coșulețele astea pe aici, pentru că eu am un tem foarte curat. Foarte curat. Nu am pete, nu am chestii. Dar s-a stricat puțin fața mea și trebuie puțin să-i dau cu reveneală. Așa că am tetraciclină. Se prezintă cam așa, este din farmacie, nu vă gândiți că e... O cremă de asta de cosmetice din magazine, este de la farmacie. Și dacă nu mă înșel, conține antibiotic, așa că mă voi da pe coșurile astea nenorocite care mă scot din pepenii pepenilor. Așa, pe aici. Hai, duceți-vă. Că am făcut gomaj, am făcut chiar de toate. Nu știu ce se întâmplă cu ele. Așa. Gata, că până pe aici, așa. Așa, fruntea. Fruntea este un caz excepțional, nu știu. Chiar nu-mi dau seama ce se întâmplă. Masăm un pic bine. Între timp mi-am făcut și unghiuțele eu singurică cu ojă normală. Și pentru restul feței voi folosi crema de la Dr. Cetuna. Eu v-am mai arătat-o de la farmacie. Este foarte moale, miroase bine, e foarte drăguț ambalajul la ea și, nu știu, mi se pare foarte finuță pe față. Dar, ținând cont că am aceste probleme, va trebui să o dau efectiv pe restul feței. Și începem. Așa. În zona cearcănelor voi da cu Apidermin, cremă de față cu lăptișor de matcă și vitamina A, se prezintă cam așa, este tot de la farmacie. Și aș da aici, pentru că zona de sub ochi este foarte uscată totuși. De asta mă și enervează că fundul ăla de ten se strânge în halul acela. Pentru că eu în momentul de față chiar am fața uscată, mai ales zona ochilor. Na, 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 na. Iar pe buze crema nelipsită, să zic așa, este vaselina, pentru că din punctul meu de vedere hidratează cel mai bine buzele peste noapte, așa că de ce să nu dau eu cu vaselină, pentru că și buzele sunt uscate. Bine, mai mereu sunt buzele mereu uscate, da. Treacă, meargă. Eu și depășesc, pentru că vreau să fie toată zona. Efectiv,
hidratată. Gata! Am terminat! M-am cercetat acum cu botoxul ăsta că mă uimesc și nu mai am riduri. Uf, uf, uf. M-am uitat cât făceam acest tutorial, bine, înainte, la umor, nu m-a dat nimic peste cap, am mai făcut puțin ordine pe aici prin casă, afară s-a lăsat, să știți, destul de răcoare. Voiam să vă spun că eu în continuare urmăresc emisiunea Casa Iubirii și chiar sunt curioasă ce se mai întâmplă pe acolo. Sunt oameni, se pare, care te informează dinainte cu ce se întâmplă. Până acum anumite lucruri s-au adeverit. Sunt curioasă și de acum încolo, pentru că am auzit niște afirmații destul de urâte la adresa mea, care se vor spune în emisiune și sunt foarte curioasă. Stați că am văzut pe aici niște fund de ten sărit pe dressing table-ul meu alb. Și sunt foarte curioasă și eu să văd dacă într-adevăr așa este. Aș vrea să cred inițial că ce am auzit este o minciună, dar abia săptămâna asta, bine, eu filmez acum duminică, poate îl postez diseară sau mâine, dar dacă este ceva în regulă, fiți sigur că vom discuta asta și aici. Vreau să vă mulțumesc în continuare pentru toate mesajele voastre minunate, că ați fost alături de mine și că sunteți în continuare alături de mine. Tocmai, eu nu am nicio problemă să fac tutoriale nemachiată, dar se pare că v-am dat direct, mai ales când am și probleme în zona asta de frunte, cu coșuri și așa, să fac claritate maximă, efectiv maximă. În continuare, cred că mă voi pune în pat și mă voi uita la YouTube. Cred că o să mă uit pe YouTube. Pentru că altceva, sincer să fiu, nu știu ce să fac. O să mă mai uit pe TikTok, o să mai pierd timpul. Că dacă m-am și demachiat și mi-am făcut rutina de față, bineînțeles, alături de voi, stați că o ia razna, o spurceană. Alo, alo, hai să ne dăm cu reveneală. Nu mai fac TikTok-uri, Instagram-uri, nu știu ce. Mi-am făcut astăzi, în caz că vă întrebați, părul așa, cu 3 codițe împletite. Efectiv, așa pot să-l țin și eu mai mult nespălat. Și eu când spun că îl țin mai mult timp nespălat, ar fi undeva la 3 zile, poate 4 dacă se întâmplă o minune sau ceva, dar părul meu, credeți-mă, se îngrașă atât de repede. Mi-am cumpărat din nou șamponul acela de la Elsev cu argilă verde. Vezi, doamne, 72 de ore eu nu-mi fac probleme din cauza părului. Ba, da, credeți-mă, îmi fac probleme și cu ăla din cauza părului. Da, de, ce să mai zic? Am încercat măcar. Da, să-mi prind aici un pic peișorul, așa. Oh, nici nu am pieptănat, oameni buni. Nu l-am pieptănat, dar lasă că știe el ce are de făcut. Gata. Sper că v-a plăcut acest vlog, nu foarte interesant, că nu v-am arătat degetul cu marea, dar măcar am mai postat așa, să încep să-mi revin eu puțin, să încep să fac niște activități mai interesante sau să merg la cumpărături, pentru că ultima dată când am fost la cumpărături, v-am zis, mi-am luat un bag de apă, adică ce să vă arăt? Bună! Mi-am cumpărat un bag de apă. Nu! Vă arăt ceva mai interesant dacă e. Așa că vă super pupicesc, aveți grijă de voi și orice nelămurire sau întrebare puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii, iar pentru produsele de la farmacie, cum ar fi acesta de la Dr. Cetuna sau rujurile sau fondul de ten, pe care v-am mai zis eu că trebuie să mi-l recumpăr, dar nu am apucat să-mi dau comandă, o să vă las link în descriere cu codul, doamne, cu contul meu. Intrați acolo, vă faceți cont și beneficiați de oferte, adică la 150 de lei, dacă cumpărați, primiți cadouri diverse, ori ruj cu rimeli,
ori o soluție pentru față și nu mai știu ce era acolo, că n-am citit. Dar depinde. Ideea este că dacă vă înscrieți cu linkul meu, voi beneficiați de reducere la prima achiziționare de 150 de lei. Și am călecat pe șa și v-am spus povestea mea. Bye!